Deci am aici o variantă de ceas NTP care are și informații cu privire la temperatură și umiditate, dar partea importantă, partea de ceas de aici cu 4 digiți pe 14 segmenți, e ultima variantă, variantă cu animație care arată data, anul, arată și temperatura de la senzorul de HT22, au și umiditatea relativă. Partea frumoasă e că am combinat-o cu ceasul ăsta inelar cu 60 de LED-uri, care avem așa, ora este aici, deci aici este ora 6, că de asta am 6, aici e aproape 7 fără 10, fără 11 minute. 18.49 real, secundele sunt cu albastru și mecherea că ceasul își calculează singur intensitatea, adică selectează intensitatea la minimă sau la maxim pentru că știe funcție de oră, dată și coordonatele geografice cât este, cum este soarele, adică dacă a apus sau nu, cum acum a apus. Așa că să facem o șmecherie, îl stingem, le alimentăm și o să vedeți cum faci la început. Are un fel de intro, să zic așa, care spune un ceas cu senzor DHT, două afișaje, făcut de bine. Așa. Și acum începe partea de... Deci faci un test lumini puternice de zi. Arată un 12-17, așa e fără ne... Ce va fi ceas. Și pentru că e seară, deja a trecut pe... testata de noapte. De seară și este ok. Deci, uite-mi iar aici. Aici e ora 6, aici e aproape 7. Deci 7 fără 10. Este sâmbătă, deci un minut arată în engleză, un minut în română. Data, 25 februarie 2023. Temperatura, de la senzorul de HT. Înțeles să pot afișa și altă asta, se poate orienta la un server open overmap. Poate să iau mai multe date, dar pentru momentul ăsta a fost disponibil și l-am adaptat mult mai ușor. Deci am început ora și tot așa. Cam asta. Am păstrat reglajul manual de oră de vară și de iarnă. Am trecut pe ora de vară. Trec înapoi la ora de vară și a trecut la aici, la 8 fără, da? 7 fără, scuze. Așteptăm să scrie el. Dacă nu o să scriem el. N-am mai pus pe automat selecția de oră de vară de iarnă pentru că e posibil să se renunțe la acest mod de... Și am zis că mai bine punem un selector, un computator, ori la masă, ori la... Și un pin care e pus de ori la masă, ori la plus 3,3V. Ceea ce e ceasul, 18.52. Îl punem și pe... Acum l-am făcut pe 19 și a trecut la 8. Punem înapoi. 18.50, cum e ora de iarnă. Cam asta e pentru moment.